Stai, har. Cum vine harul? Cum crezi că vine harul? Au avut har în cântare. Iertați-mă că mă distrez pe seama unora sau mai fac câte o ironie, dar au avut har. Au avut har. De ce? O strigat. Zice, a avut har azi. Frate, am văzut că n-ai avut schiță, ai avut har azi, ai vorbit direct la Duhul Sfânt. Da? Deci harul, dacă vorbesc mai mult după capul meu, atunci curge harul. Curge ungerea și puterea. Ce înseamnă să ai har? Cum vine harul? Este un test foarte simplu. Harul întotdeauna este pus în Scriptură în relație cu persoana Domnului Iisus Hristos. Spune că harul ne este înmulțit prin cunoștința Domnului Iisus Hristos. Dacă în închinarea noastră este central, nu dacă este precizat Domnul Iisus Hristos, dacă este central Domnul Iisus Hristos, atunci putem să fim siguri că o să avem har. Mi-a povestit cineva, tot ieri, că într-o anumită adunare a depistat predică după predică, Hristos era pe nicăieri. Și spune, mă, fraților, dar voi vă legătură cu Domnul Iisus Hristos. Și o să data viitoare, duminica următoare, să o corecta pentru că l-o preciza pe Domnul Iisus Hristos într-o predică. Nu asta era rezolvarea, să-L precizeze pe Domnul Iisus Hristos, ci El să fie centrul închinării noastre. Noi de asta ne întâlnim aici. Că noi nu putem supraviețui, noi putem exista spiritual, individual sau ca biserică, fără har. Și harul acesta vine de la o singură persoană. Putem să facem ce vrem noi aici. Dacă am avea cea mai frumoasă închinare, reformată sau nereformată, din lumea asta, dacă am avea aici, dacă am avea cei mai buni predicatori, dacă centrul închinării noastre n-ar fi Domnul Iisus Hristos, nu avem har și nu avem pace cu Dumnezeu. Că doar prin El avem har și pace. Și vă doresc și dumneavoastră și ne doresc nouă și tuturor care suntem aici, ca harul și pacea să ne fie înmulțite prin cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Harul și pacea nu ne sunt înmulțite pentru un fel de experiență din asta transcendentală, yoga creștin, în care stăm, simt puterea, simt harul, vine acum harul. Nu, vine prin cunoaștere, spune Biblia. Cu cât ne ațintim, vorba apostolului din Evrei, ne ațintim privirile mai mult spre Domnul Iisus Hristos, ne alipim de El, îl îmbrățișăm, îl luăm pentru noi, îl studiem, îl dorim pentru noi, ne adăpăm de El, îl căutăm pe El, cu atâta mai mult vom avea har prin cunoaștere. Prin cunoaștere.